Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! În cel de-al 64-lea episod, viața lui Ceilin și a lui Ilgaz nu mai este aceeași după un incident. Ceilin, care a fost salvată ca prin minune din groapa fără fund în care a căzut în lipsa lui Ilgaz. Dar a cărei furie arde în inimă. Ilgaz, care încearcă să-și liniștească persoana iubită care a fost prinsă de furtuna în brațe, și mai mult, învață de o dulce surpriză pe care le-a adus-o această mare dragoste. În timp ce viața îi aruncă cu valurile într-o mare pe care nu o cunosc niciodată, timpul e în sufletele lor, a dat cu totul alte forme. Acum, este nevoie de un nou miracol pentru a reduce distanța dintre ei. Între timp, viața a pregătit noi surprize pentru toată lumea. Iecta Tilmen, care a suflat din nou ca o furtună ca cel mai de succes avocat al Istanbulului, dar a făcut întunericul din spatele lui și mai mare, Osman, care a profitat de oportunități și și-a introdus familia într-o viață complet diferită, Aileen, care nici măcar nu și-a dat seama pe ce fel de bombă stăteau. Gul și care sunt testați cu o durere și mai profundă în timp ce încearcă să-și repare sufletul uzat. Nar, Parla și Tue, care se poticnesc mai mult decât se așteptau în timp ce fac pași repezi către maturitate. Cazuri noi cu fețe noi la tribunalul și două cadavre găsite la sfârșitul zilei, aducând din nou pe toți împreună. A început o nouă eră în care vrăjmășile se vor transforma în prietenii. Dragostea se va transforma în ură și incertitudinile vor fi dezvăluite.